Deschiderea pârtilor de schi din stațiune i-a atras ca un magnet pe iubitorii sporturilor de iarnă. A, merge bine, faină pârtia. E faină, zăpada e bun. Tot e în regulă. Zăpada e bună, atmosfera, o, peisajul, ca lumea, tot. Cum e? E prima coborâre? Prima. Și cum e? Frumos. Frumos? Frumos, da. Prima. Fost dor de... Da, foarte dor. De iarnă, sincer. De zăpadă? Da. Prima dată, anul ăsta. Merită? Foarte, da, merită. O să mai veniți? Da. Ce vă faci aici? Păi, zăpada, tot. E foarte plăcut, e foarte plăcut. Atmosfera, zăpada. La fel de încântați de sosirea iernii au fost și cei mici. Copiii s-au bucurat și ei de zăpadă și abia au așteptat să se urce pe săniuțe și schiuri. Da, e foarte fain. E zăpadă destul? E. O să mai vii? Da. În fiecare weekend. Merge să ne dăm cu plecile și e distracție mare. Dor de zăpadă? Da. Și o să mai vii la schi? Administratorii pârtilor s-au pregătit și ei pentru primii schiori din acest sezon. Și cei care vor să se dea cu sani au la dispoziție din această lună o pârtie specială dotată cu nocturnă. Anul ăsta am pus nocturnă pe pârtia de sanie, va fi un highlight, foarte multă lume vine să se dea cu sania. Anul viitor am pregătit și un telescaun pe care o să-l montăm în primăvară, așa încât toată pârtia de sanie care are lungime va putea fi folosită la capacitatea maximă. Cei care doresc să schieze în stațiunile din județul Brașov mai au însă puțin de așteptat. În Predeal, de exemplu, startul la sezonul de schi se va da în preajma Crăciunului.